Un sistem criminal pentru a nu se întoarce la sărăcie. Aceasta este explicația lui Florian Cormoș, cel de-al patrulea torționar demascat de Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Fostul comandant al lagărului de la Cernavod a vorbit cu reporterii Observator. Deși este acuzat de moartea peste 100 de oameni, nu are regrete sau mustrări de conștiință. Spune că și-a făcut doar treaba și a respectat ordine. Nimic nu este adevărat. Să-mi dovedească mie cu martor, unul să vină să spună că sunt vinovat de asemenea crime. Capitanul în rezervă Florian Cormoș este acum doar umbra omului care a condus cu 61 de ani în urmă lagărul de muncă de la Cernavod. Bătrânețea l-a țintuit la pat, dar vocea a rămas fermă ca atunci când dădea ordine. Ordinele care le-am dat eu sunt în conformitate cu principiul socialist. Același lucru l-am spus și acum 50 de ani când am fost condamnat la Tribunalul Suprem, la Tribunalul Militar. Ordinele lui Cormoș ar fi dus la moarte 115 oameni, spune dosarul de la Institutul Național pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Mi se pune în sarcină că am omorât 115. Mi s-a pus în sarcină că am infometat deținuții. Am retras eu din mâncarea lor de la 3.000 de deținuți, doar era bucătăria, nici eu eventual mă duceam să gust mâncare, dar nu să infometez eu pe deținuți, că m-am portat rău, că i-am bătut, că i-am... Nu e adevărat. Dar nici n-am avut timp să-i cunosc. Nici cadrele nu le cunoșteam în 4 luni de zile. Lagărul de muncă de la Cernavod a fost primul șantier deschis pentru lucrările la canalul Dunăre-Marea Neagră. Aici se aflau între 1200 și 8000 de deținuți, îngrămădiți în 16 barăci. În 4 luni, cât a fost Cormoș șeful, în lagăr ar fi murit un om pe zi. Era muncă grea, istovitoare. Dar ce i-o trimis acolo pe acești deținuți? Eu? Spune de crimi, dar aici văd că spune că i-am omorât, înseamnă că umblam cu toporul și cu parul și cu ciocanul. Cazul torționarului Cormoș a ajuns și în presa internațională. Cu reporterii BBC, fostul șef al lagărului Columbia a vorbit amuzat despre acuzațiile de genocid. So you're innocent of the charges against you, I asked, that 115 people died at the Columbia camp. Of course I am. Where do you think I was? Auschwitz. Dacă va fi găsit vinovat de crimă împotriva umanității, capitanul în rezervă, Florian Cormoș, ar putea primi pedeapsa de cel puțin 25 de ani de închisoare.